Bună dimineața, stimați colegi, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi este una scurtă și este intitulată Să ne așezăm de partea corectă și bună a istoriei. Dragi colegi, zilele trecute a dispărut un senior important al Partidului Național Liberal. Dispariția lui Mircea Ionescu Chintus a lăsat în spate un gol. Dumnealui a fost parte a acestei istorii a Partidului Național Liberal și a la construcția României. Aș vrea ca noi, cei care suntem astăzi în Parlament, să ne ocupăm și să ducem mai departe această muncă. Aș vrea și ne-am dori ca această muncă să fie dusă într-o direcție a construcției României, a dezvoltării statului, a dezvoltării principiilor și valorilor democratice și în poziționarea corectă a acestei țări pe partea corectă a istoriei. Și nu în ultimul rând, sărbătorind la anul centenarul Marii Uniri și ocupând președinția Uniunii Europene, aș vrea ca acest lucru să ne pregătească pregătiți. Vă mulțumesc!